Zilele minorităților naționale desfășurate în weekend la Zalău au fost un bun prilej de socializare, relaxare și degustare de mâncăruri tradiționale. Parcarea din spatele primăriei Zalău a fost locul de desfășurare al evenimentului care a reunit comunitățile minorităților din Sălaj într-o atmosferă de sărbătoare. Portul popular, dansurile și cântecele populare au adus bună dispoziție și au încins atmosfera. Mâncărurile tradiționale te îmbiau cu mirosul și era aproape imposibil să refuzi o porție de sarmale, bograci sau bobguiaș. Fiecare comună a pregătit specialități culinare, care mai de care mai gustoase. Aici, în ziua de azi, am pregătit un bograci ciolan cu fasole, care eu cred că e foarte gustoasă. Deci nu una, că două. Sperăm că comuna Herecleanu e o comună cu mai multe sate și așteptăm pe toți din satele respective la un bograș cu fasole. Având în vedere că suntem în sezonul culesul strugurilor și în această perioadă, preponderent la Sureci, se pregătește tochitură de carne sau sarmale cu păsat. Noi acum am pregătit sarmale cu păsat. Cine a fost bucătarul principal? Avem femeile care lucrează la primărie, colegele noastre, și sunt voluntari cei care vin și pregătesc aceste mâncăruri, prezintă, și sunt bucuroasă că pot să iei parte la asemenea evenimente. Nu am văzut nicăieri ceapa de pericei, vestita ceapă de pericei. Poate că foarte bine ați observat că încercăm să facem și o rebranduire, deci mai avem și alte produse care trebuie valorificate, nu numai ceapa. Deci acum am pus baza, accentul pe ardeiul iute, care merge foarte bine cu sarmale. Sunt aduși direct de la pericei acești ardei iuți? Direct de la pericei, da. Dacă îi lăsăm așa și se usucă, pot fi folosiți și pe urmă? Da, se poate deshidrata, se poate măcina și se păstrează până în primăvară sau chiar până în vară, dacă stă în mediul uscat. Noi avem specialitatea casei ardei umpluț, cum se vede, și avem un bograci din fasole și carne, se numește în limba maghiară bobguiaș. Pe lângă acestea mai avem și plăcinte, langoș. Acum se prepară și cei care trec și ne vizitează, cu drag servim. Cine e bucătarul aici? Bucătarul am doi, respectiv trei consilieri și încă două doamne de la primărie care ne ajută în prepararea mâncării. De secretele meseriei facem un bobguiaș. Ce ați spus aici? Cânați de casă, carne de porc și kaiser, care cumpărat și... După ce se fierbe, aproape fiert carnea, punem fasolea și după aia condimentăm, după gust. Cât timp trebuie să fiarbă? Aproximativ o oră, oră jumate,
cam atâta ar fi timpul de fierbere. Zilele minorităților au fost un bun prilej pentru micii producători locali să-și prezinte creațiile. Cât de greu este să ai o plantație de lavandă, să te ocupi de ea și să ajungi în cele din urmă la produsul finit? Deci cam multă muncă, un sezon întreg, adică se începe sezonul în martie și se termină la sfârșitul lui februarie. Deci anul tot timpul, anul următor, și la 1 martie începe din nou. Deci tot timpul este de lucru, de la din primăvară când începe tunsul și toaletarea, vara sapa, culesul, pentru că ea fiind o plantă foarte sensibilă, nu suportă erbicidele și atunci numai cu sapa. Și după aia recoltatul, distilatul și spre toamnă începem să ieșim la târguri ca să putem valorifica. Cu producția și ce facem? Da. Păi mai mult uleiul esențial, uleiul esențial și apa florală, care sunt produsele principale. Aranjamente, săpun cu ulei de lavandă, balsam de buze cu ulei de lavandă, săculeți care pentru dulapuri și așa, deci lavanda bună pentru suflet și pentru trup în același timp. Sunt foarte frumoase și aceste aranjamente. Cam cât timp într-o zi petreceți ocupându-vă de lavandă, să confecționați produsele? În fiecare zi și aproape tot timpul. E mai mult decât un loc de muncă normal, dar deci ca să putem scoate beneficiu și așa trebuie să ne ocupăm foarte mult de ea. Ce suprafață are planta? Un hectar avem noi acum și acum sperăm, adică sperăm și vrem să extindem, să încercăm și alte soiuri. Noi deocamdată am încercat soiul românesc Odreanca și vrem să încercăm și alte soiuri care mai mult spre ulei. Ar da producție mai mare de ulei la hectar decât Codreanca. Noi asta am ales-o fiind soiul autohton și pentru culoare, ca să putem face aranjamente, pe când soiurile pentru ulei nu au culoare așa frumoasă, dar producția de ulei e mult mai mare. Nu sunt atât de frumoase, dar sunt mai rentabile. Mai rentabile, da. Deci când și noi am vrut Codreanca, în primul rând, că nu știam piața unde o să meargă spre aranjamente, spre ulei, că era incert când am început noi să cultivăm și acum, dacă începem să ne așezăm un pic pe piață, vedem că și uleiul totuși ar avea desfacere și atunci ne orientăm spre soiuri mai productive. De cât timp ați început această afacere? Din 2015, toamna 2015. Deci ăsta acum e al treilea an de când suntem. Producție noi am avut deja din primul an. Cu toate că lavanda zice că numai din anul 3 intră ca să poți avea producție și așa, soiul românesc fiind și având rată de prindere foarte bună, noi deja din primul an am avut desfacere și am avut și ulei și floare de vândut. S-a dezvoltat foarte bine. Clienți sunt? Sunt. Nu foarte mulți, dar dacă stăruiești pe piaț, găsești și clienți care tot ne caută. Deci, cum vă numiți? Mă numesc Piușoc Sandiche, sunt din localitatea Dioșod, comuna Hereclean. Am un atelier în satul Dioșod și confecționați niște lumânări incredibil de frumoase. Cam cât timp voia să faceți o astfel de lumânări? Asta nu așa mult, 10 minute, mai mult, deci ăștia care se vede acolo, 40 de minute. Și care-i tehnica? Cum le faceți? Aveți un model, aveți o matriță sau manual? Prima dată da, am o matriță și după aia pun ceara asta care se vede aici în exterior. Chiar și partea exterioară este ceară? Da. Arată parcă ar fi ceramică. Da, așa arată, dar este parafină, da. Cât durează să confecționați această lumânare? 40 de minute. Aveți clienți? Am înțeles că sunteți la început de drum. Da. Am clienți, mai particip și la târguri și pe website și pe internet încerc să... Singură le confecționați sau aveți ajutoare? Singură. Oh!
Nu au lipsit din peisaj nici atelierele meșteșugărești. Meserii de altădată au fost readuse demonstrativ în fața publicului. Practic forjatul și așa la evenimente cu cercetașii ieșim și câte un forjat sau... Să uite în meseria asta. Prezentăm la copii meseriile, lucru manual, ce sunt. Tradițiile vechi de pe timpuri, deci tradițiile pe timpuri. Aștia cele mai căutate, dar nu oameni care să se bagă în seamă. Deci copiii nu mai bagă seamă, trebuie alte lucruri. Mai sunt fierari în ziua de astăzi? Mai sunt, dar puțini. Foarte puțini și nu se practică meseria. Poate că mai sunt fierari vechi, dar nu se practică meseria. De ce credeți că nu se mai practică? Pentru că și pentru podcoave se pot găsi deja gata făcute, podcoave care la presă merg și merg la presă. Calculatoare cu astea, nu cum fierii. Este una dintre meseriile pe cale de dispariție? 100%. Deci pe cale de dispariție, nici nu știu dacă o să mai fie peste 20-30 de ani fierar.